Bun găsit, doamnelor și domnilor, o emisiune foarte puternică astăzi pentru toți părinții care simt că copiilor lor li se întâmplă ceva în neregulă la școală, pentru toți agresorii, pentru toți agresații și, evident, pentru cei care sunt în școli minori și poate că au senzația, sau cel puțin părinții au senzația că bărbăția și dreptatea se face cu pumnul și că copiii cu siguranță trebuie să învingă prin alte metode decât înțelepciunea și vorba bună. Astăzi vom avea mărturii absolut senzaționale. Alături de mine se află aici Catinca, pe care o pup, Catinca Roman, va fi și doamna Tatoiu, plus multe alte personalități care vor intra în legătură cu noi. Până atunci însă, hai să vedem ce mai avem noi astăzi în emisiune. Abuzurile repetate asupra elevului de 8 ani de la școala Nicolae Titulescu îngrozește România. Catinca Roman, Monica Tatoiu și alte personalități marcante își exprimă îngrijorarea față de actele de violență din școli, care sunt în continuă creștere. Imediat la Exclusiv VIP. Fără tine, dragul meu, nu sunt eu. Simona Florescu versus Ioana Dichiseanu la testul Mamă-Fică. Cum vor face față provocării, aflăm imediat! Controversata Erica Isaac, declarații fierbinți în exclusivitate în doar câteva momente. Rinda Hartner, mărturisiri dureroase la 4 luni de la dispariția Ronei, doar la Exclusiv VIP. Da, doamnelor și domnilor, suntem împreună cu Catinca, o pupăm, am îmbrățișat-o mai devreme. Știți foarte bine că ne-am întâlnit aici într-o ediție care practic n-a mai fost, pentru că am avut o problemă tehnică și am stat de vorbă cu Catinca, am făcut un interviu foarte frumos, nimeni nu știa, dar nimeni nu putea să bănuiască că doar peste câteva ore ne vom despărți de doamna Roman. Îi mulțumesc foarte mult Catincăi că se află astăzi alături de noi, după o perioadă de acumulare emoțională și de, poate, un început de împăcare cu ideea. Da, oricum nu e ușor, indiferent de situație, însă trebuie să mergem înainte, mai ales când avem copii. E adevărat. Și trebuie să fie un sprijin și pentru Calina, care a fost foarte afectată. Chiar dacă știu că au fost multe comentarii prin presă și așa, chiar dacă nu arată, lumea trebuie să înțeleagă că fiecare își duce doliul cum poate. Așa este. Da? Și că nu toată lumea poate să vorbească despre asta și așa mai departe. Și suferința nu se suferința manifestă neapărat prin plâns, exteriorizare nu, și absolut voce. Deloc. Nu. Cum nu se manifestă neapărat prin doliu, că sunt sigură că va fi comentată și această chestie. Obiceiurile sunt multiple, este o chestie și de educație și de culturală, deci eu zic că am fi o lume mult mai bună dacă ne-am criticat mai puțin între noi pentru lucruri de genul acesta, care nu sunt atât de importante. Și eu sunt de acord, e un lucru aproape imposibil. Am văzut-o pe cea mică, pe Izabela, fiica Oanei, apropo de Carina, foarte puternică și foarte demnă acolo la cimitir. Pe de altă parte, a doua zi, cea mică a avut o suferință care s-a asomatizat, practic, copilul, ceea ce s-a întâmplat. Da, sigur că și pentru Ana și pentru orice părinte este greu de gestionat aceste situații. Nu știi cum e mai bine. Cea mică și-a exprimat dorința să rămână așa, trebuia copilul, să o trimit acasă, dar era și Oana într-o stare groaznică. Și ca să mă scuzați că nu mă pot abține, nici tăticul nu era acolo ca să-l liniștească copilul. Nu, bineînțeles. Nu era niciun
tătic acolo, ca să zic așa. Bravo, că puteau să fie doi tătici. Puteau să fie chiar trei tătici, la înmormântare vorbesc. Bravo. Da. Unul a fost... O zi înainte cu niște flori. O zi înainte și a stat 5 minute. Deci 5 minute a stat, domnul. Nu, sincer, că lumea a zis că a stat 10 minute. Nu, a stat extraordinar de puțin. Adică, din punctul meu de vedere, mai bine nu fii. Serios? Da, da, serios. Adică fost... lumea, și eu am apreciat, domnule, a venit, puteai să te aștepți să nu vină, dar a fost o vizită scurtă, nu? Da, scurtă și în mod clar și vădit, fără nicio conotație. Adică, pe românește, bifată. Da. Ați simțit totuși o... Nu, eu nu. Eu mă exprim punctul meu de vedere. Poate pentru Ana a fost important și înțeleg, poate pentru ea a contat că a venit acolo. Da, o formă de compasiune, da, de, da. La despărțire? A fost sau a fost nu, un... Nu, ca o cunoștință? Nu, n-a fost nimic de genul. Păi ce ne facem, domnul Roman? Da, nu e vorba numai de domnul Roman. E... Trei tătiți se referă la Marius, da. Elisei, pe care l-am comentat. Și cred că a fost pe bună dreptate ce am comentat. Oh, da. Al treilea ar fi fost domnul Bebe Dumitrescu, care putea să fie, în calitate de tată al Calinei, puțin atent la suferința. Într-adevăr, nu... mi-a scris pe Facebook, de ce să nu... Facebook. Pe Facebook. Păi, și unchiul Calinei mi-a scris, am apreciat, dar eu cred că în situații de genul se poate și mai mult, adică ca să vă dau un exemplu, mie mi-a scris primul meu iubit din liceu, cu care n-am vorbit de 40 de ani. Ce frumos! Adică nu înțeleg de ce să nu fii om când pot să fii. Sau de ce să nu ai un pic de empatie sau să nu alini un pic suferința cuiva atunci când poți. Adică cel din adolescență a fost mai afectuos decât tatăl copilului. Adică mie, mai ținând atent... cont de situații și comparând așa, mie mi se pare că a dat dovadă de mai multă empatie într-un Vai fel, de... da, nu? Dar el a întrebat că nu vorbisem de 40 de ani. Mamă, mamă. Dar apropo de Calina, l-a întrebat, aveți nevoie? Poți... Ah. Nu, n-a întrebat. Am prieteni apropiați și vechi care au fost alături de mine, prieteni mai noi care au fost alături de mine și de Oana. În rest au fost nașele fetelor alături de noi. Nu o spun cu nicio frustrare. Și e o constatare. E o constatare și poate de ce nu. Sper să ajute la conștientizarea persoanelor. Poate nu și-au dat seama. E posibil și asta. A. Nu știu ce să zic. Dacă zici tu. Sigur, să se conștientizeze, mai ales că unii sunt, vorba aia, oameni maturi și au avut responsabilități care mai mari, care mai mici și în lumea asta. Păi, de fapt, cred că ar trebui să nu ne mai orientăm către acești oameni, că ne-am oprit, să ne orientăm încă o dată către doamna Roman, Mioara Roman, căruia îi mulțumim pentru tot ceea ce ne-a oferit sufletește și spiritualicește, ca să zic așa, pe această lume. Și cu siguranță că stilul și educația doamnei Roman va merge mai departe către lume prin felul în care Catinca se arată și o prețuiți în orice exprimare publică sau privată și, evident, în ceea ce face și Oana, care a fost și rămâne o luptătoare pe toate baricadele unde ea simte că are un cuvânt de spus și dreptatea trebuie apărat. Nu vreau să țin mai mult această discuție. Mulțumesc! La momentul potrivit am fost alături de voi și vom mai fi alături de doamna Roma când ne vom mai aminti de anumite lucruri. Catinca rămâne alături de noi și după publicitate o să vorbim, pentru că și Calina a avut de tras ca și copil, apropo de abuzuri școlare, de bullying. O să vorbim și cu alte mame foarte brave și cu specialiști să vedem ce e de făcut, că noi ne trezim numai când se întâmplă câte o nenorocire de astea, câte un inimaginabil viol într-o școală fix
în centrul Bucureștiului. Ca să nu zicem că, domne, nu erau educați oamenii. Aia e treaba. După pauză, o discuție foarte tare cu informații. Stați cu noi. Puncte de vedere foarte importante, doamnelor și domnilor, despre informația care efectiv a întors România pe dos, deși dați-mi voie să vă spun că ar fi trebuit să o întoarcă acum vreo 2 ani de zile când s-a întâmplat. Ar fi trebuit până acum să vedem și noi niște lucruri, niște consecințe ale acestor fapte abominabile. Ar fi trebuit să vedem niște oameni care s-au dus acasă deși conduceau niște instituții. Ar fi trebuit să vedem un băiat pe nume agresor care trebuia să fie cumva îngrijit, tratat. Trebuia să avem un agresat care să fi fost foarte, foarte bine îngrijit și reabilitat sufletește. Acum mai vedem o știre. Pentru că atâta s-a putut în România, doamnelor și domnilor, doamna Monica Tatoiu, Catinka Roman, voci publice, dar și părinți care au trecut prin foarte multe experiențe. Și profesor, care a avut doamna de-a face profesoară, Catinka, o femeie care și-a crescut singură fata și o fată frumoasă și inteligentă, întotdeauna n-are o viață ușoară la școală. Dacă mai ești de familie bună, să ne ferească Dumnezeu. Neapărat, dacă ești de familie cu mama cunoscută. Da. Da, familie are bună, doamna Roman, da. Catinka, adică... Ideea este că dacă ești copilul unui om cunoscut, așa ești este. Fiul ploi în București. Da. Da. Da, și ești ținta tuturor frustrațiilor. Ținte că ai și tu un copil care o să crească. Știu, de asta ne-și preocupăm. Pe chestia asta. La Calina s-a făcut bullying de către anumiți profesori. A avut și câțiva profesori și aș numi eu pe învățătoarea ei, excepționali. Dar după aceea, când s-au diversificat lucrurile, am trecut prin niște chestii. Asta ce pot să vă spun. Eu vorbesc acum, apropo de ce s-a întâmplat, în primul rând, din situația unui membru al Consiliului de Administrație, Consiliul de Administrație al unei școli private din România, care e la 2 pași de școala asta despre care vorbim, da? Sectorul 1, mai bună decât școala Titulescu, da? 5 ani am fost acolo. Trebuie să înțelegeți cum funcționează școala în secolul 21 în România. Eu, fiind și profesor 5 ani de zile... Eu vă spun din interior cum funcționează. Deci, nu mai funcționează ca pe vremuri. Deci, depinde. Depinde, da, peștele depinde. De la cap se împute. Asta, da? E adevărat. Eu am fost la Pia Brătianu, unde era o directoare, care a fost directoare, profă de mate, și înainte de 89, și a condus... Exact cum a fost învățat. Era ordine și o disciplină, profesor de pe culoar, nu ieșea copilul de la clasa 0 fără învățător după el la WC și așa mai departe, da? Cu after school, cu mâncare, cu tot ce vrei, cu paznici la poartă, cu ordine și disciplină. La 2 pași. Școala 11, Chiselef, da? Da, 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 da? Iarăși, Muzeul Țăranului Român, da? De asemenea, școală, deci, cu mare tradiție. Pentru că... directorul este numit la presiunea inspectoratului, da? Înțeleg că școala Titulescu, unde s-a întâmplat, e gard în gard cu inspectoratul sectorului. Da. Oamenii care ne privesc trebuie să înțeleagă. Responsabilitatea este... Deci e cu două capete. Pe de o parte, procesul de învățământ și tot de educație ține de Ministerul Învățământului prin inspectoratul județean, da, sectorul, da, așa, iar tot ce ține de paznici, de clădire, de încălzire și așa, de traversarea străzii în față, ține de Consiliul Local, sector, da. Da? Deci, și ăla, dacă le întrebi, ce, eu nu-ți dă vină. Dar, în general, în România, celălalt e de vină. Hai să vedem ultima știre dată pe acest subiect de către colegii de la Focus, pentru că era un amănunt important care a fost s-a mai întâmplat aseară. În ultimele 48 de ore, s-a mai întâmplat. Stați un pic, haideți să vedem știrea, ca să avem și ilustrație, dar și bază de plecare. Fac dreptate copilului meu care încă suferă. Încă suferă și pe tratament. Lui a fost frică să ne spună, fiindcă e un copil cu nevoi speciale. Un copil care a trecut prin traume greu de imaginat. Prima dată ar fi fost abuzat în urmă cu 2 ani, imediat după orele de curs. La 3 săptămâni distanță a povestit totul acasă. Mami, după ore, m-am dus la toaletă, a intrat unul peste mine că nu era zăvor, m-a pus jos și mi-a zis, vezi că acum ai...
Mama băiatului a mers apoi la școală. Ar fi încercat să vorbească cu directoarea, dar aceasta ar fi fost prea ocupată cu organizarea examenului de evaluare națională. A sfătuit-o totuși pe femeie să anunțe poliția. Oamenii legii au început o anchetă, dar dosarul s-a închis după scurt timp din cauza vârstei agresorului. Acesta avea numai 11 ani. Chiar dacă nu a fost tras la răspundere, a fost mutat la altă școală. Colegii au aflat despre agresiune, iar coșmarul băiatului abuzat era doar la început. Mama sa spune că în tot acest timp a fost victima bullying-ului. Anul trecut, în decembrie, tot în timpul școlii, ar fi fost atacat din nou. După ora de sport mi-a zis, mami, m-am dus să bem apă, a intrat unul mai mare peste mine, era acoperit total și nu vă pot povesti ce a putut să-i fac. Doamna directoare și doamna profesoară a zis că l-a abuzat taicăsu acasă, că altfel era televiziunea. Nici de această dată directoarea nu și-a informat superiorii. Mai mult, le-ar fi cerut părinților să semneze documente de confidențialitate. Mama copilului o acuză că a încercat să mușamalizeze incidentele. Inspectorii școlari s-au autosesizat, însă după ce despre cele două abuzuri s-a aflat în urmă cu câteva zile. Am adus aici echipa de control de la Inspectoratul Școlar al Municipiului București. Prin urmare, nu dăm verdicte înainte de a verifica. În al doilea rând, din ceea ce am înțeles noi, aici sunt două situații distincte. Ministerul ar fi trebuit să fie sesizat pe o astfel de speță. Neavând informația de aici, noi, iată, o aflăm astăzi la dumneavoastră. Școala nu a făcut o sesizare la poliție, a făcut părintele. La Inspectoratul Școlar a fost depusă sesizare astăzi la ora 8:50 de minute. După al doilea incident, copilul a fost dus la spital și la IML. Atât medicii cât și legiștii au confirmat agresiunea sexuală. Polițiștii și procurorii bucureșteni au început o anchetă și au ridicat inclusiv imagini de pe camerele școlii. Ceilalți părinți se tem pentru siguranța copiilor și au protestat în fața unității de învățământ. Îmi este frică, vă dați seama, pentru că am o fetiță care este clasa a doua, este mică, nu știe să se apere. Ce șansă poate să aibă, Doamne ferește, în cazul unui agresor de 11, 12, 13, 14 ani? Agresiunea sexuală pentru un copil poate să fie dezastroasă, la modul că poate să îi influențeze pe viitor comportamentul, dar poate să afecteze și partea tot ce înseamnă emoții, gânduri. Se confruntă cu tot complexul ăsta afectiv care s-ar putea să-l urmeze mai târziu și să-l afecteze mai târziu ca viitor adult. Ar trebui să fie un pasnic pe fiecare etaj. Băiatul abuzat a fost transferat la o altă școală din capitală. El primește consiliere psihologică. Da, doamna Tatoiu, vă rog, la microfon. Bine că nu trebuie să ajut să pun un polițist cu pistol la fiecare ușă de clasă. Terminați cu prostiile. Nu, are dreptate, deci, doamna Tatoiu. Ce trebuie să înțelegem? Că eu am fost și 5 ani înainte, da? Și am predat la o școală în capătul lumii, unde noaptea aruncau cu pietre după mine, da? Că era de-aia, de cartier cu confort 3. Cu probleme. Așa. Dar încă o dată, profesorul de serviciu. Deci pe fiecare etaj și la școală, la Pia Brătianu, aveam profesori în pauze, copiii nu erau nesupravegheați. Deci profesorul de serviciu. Iar pentru clasa 0, 1, 2, când vor la WC-ul și vor în timpul orelor, nu ieșea din clasă elevul la Pia Brătianu. Deci nu ieri. De când a venit Clotilde, asta nu mai sunt acolo, că nu mă suportă. Dar eu 5 ani am fost acolo. Ieșea, erau învățătoarele, se înțelegeau și rămânea una și se ducea cu copilul la WC-ul. Și așa, de ce trebuie? Ce poliție? Trebuie camere peste tot. Camere de filmat pe coridor. Așa e altceva. Camere de filmat pe coridor, doamna profesoară. Eu vă spun că trebuie. O să le scrie exact ca în Portul Constanța. Eu nu sunt de acord nici eu cu militarizarea școlii. Copilul trebuie încă o dată. Și la toaletă să treacă pe acolo, că la toaletă s-a întâmplat și multe se întâmplă în toaletă. Foarte multe, da. Se întâmpla când era bunica, când eram acum 60 de ani. Da, mine. Așa e o scuză. Păi și înainte. Cristi, ascult. Ce se întâmplau prin WC-urile din... Știu, doamne. Loga de la Timișoara, care e marele. Și toate, nu fiți
pudibonderia asta, da, mă spate dimensi, da? Deci chestiile astea se întâmplă de când e lumea și pământul. Se întâmplă și în Marea Britanie, doamna, unde se duc regii. Și vinovații trebuie să plătească. Stai puțin. Da. Despre asta vorbim. Stai puțin. Vinovații nu plătesc dacă sunt în anumite case mari. Că sunt prinți, prințese, tata nu știu ce, fond de investiții, tata polițist, tata lucrează la ANAF. Da, nu din păcate și asta e un fenomen. Dar care nu se întâmplă numai la noi, asta vreau rog, să zic. Și după aceea avem deci pe nu numai la noi. Noi, se întâmplă și în alte țări, știți foarte bine. Plătesc mai puțin, nu plătesc deloc. Tata îl mută în altă parte. Mută în altă parte, da. Dar e o măsură, dar e acasă, dar vedem o îngrijire. Știi ce asta se spun. Întâmplă la MIT, în Ivy League, în America? Când se duce freshman-ul și când îl bag acolo în frățiile alea, da, violuri, beții, dă-te mă, este. Termină, nu mai luați. Dar, încă o dată, peștele de la cap se împute. Am fost la școala Pia Brătianu, impecabil, m-am simțit ca și când anii tinereții, că părbă. Și la doi pași de noi, altă directoare, alte pile, deci da. Omul sfințește locul. Da. Așa este. Doamnelor și domnilor, alături de noi se află și doresc un punct de vedere specializat, ca să zic așa, Ceraseala Rogen, care se ocupă de tot ceea ce înseamnă psihicul și mentalul oamenilor. Ceraseala, te rog frumos, după cum vezi, discuția este foarte tranșantă și toți o privim și în calitate de părinți, numai de voci publice. Te rog! Clar ar trebui să existe cumva o mai mare protecție a copiilor mici, adică cumva să fie separați, dar ceea ce n-am înțeles în acest caz, după prima dată în care copilul a pățit ce a pățit, de ce a mai rămas în aceeași clasă, în aceeași școală? Adică, clar, acolo avem o nelămurire și lucrurile au luat un pic razna. Este important, așa cum ai spus și tu, Cristi, ca vinovații să fie, chiar dacă sunt mici, ar trebui duși, nu știu, la o școală de corecție sau la o altă școală. Nu se poate, doamnă. Dacă are sub 14 ani, legea, ascultați-mă puțin, m-am interesat. Legea prevede că dacă minorul are sub 14 ani, nu poate fi tras la răspundere. Asta este legea proastă din România. Sub 14 poate de asta trebuie să ne ocupăm. Să existe o formă de reașezare, de reabilitare, nu? Să răspundă tutorele. Una să răspundă tutorele, în al doilea copilul să intre într-un program, ceva. Într-un program de reabilitare, exact, pentru că eu n-aș vrea, apropo de... Să înțeleagă totuși gestul lui, ce efect are, că acel copil clar o să aibă un efect îndelungat și poate pe toată viața lui o să fie afectat emoțional, fizic, mental și așa mai departe, că nu este foarte simplu să-ți reiei pur și simplu viața. Nici nu știi dacă nu o să fie și cum să spun, mulți să ajung să nu mai vrea să aibă niciun fel de contact cu oamenii sau se duc cu capul, fac lucruri incredibile, pentru că te afectează foarte mult și la o fată și la un băiat, mai ales la copii de vârsta aceasta. Este ceva care îi depășește emoțional și nu știu să gestioneze. Și este foarte important, chiar dacă copiii sunt mici care au făcut lucruri rele, dar cum să nu fie trași la răspundere în vreun fel sau altul, măcar duci la o școală mai specială, băgați într-un curs. Băgați trebuie ceva... băgat Ceraseala și trebuie băgat și părintele, de pentru părintele că copilul vine cu un bagaj acolo. Deci, să-ți dau un exemplu. A fost crima aia în scara blocului, dacă vă aduceți aminte, a fost crima aia în scara blocului, da. Bodyguardul lui Gigi Becali și-au omorât mătușa sau... Mai ții minte? Da. Am vorbit cu oameni care au fost cu el în clasă la generală. Așa. Avea un comportament agresiv de atunci, dar pentru că provenea dintr-o familie care avea un spate, nu i s-a întâmplat nimic. A fost mutat în 2-3 școli și a făcut același lucru. Și uitați ce s-a întâmplat. Deci revin, copilul acela care a făcut și n-a pățit nimic, acasă părintele nu i-a făcut nimic, că dacă părintele era responsabil, îl muta de acolo. Absolut. Deci părintele ar trebui, deci eu cred, și în materie de droguri și așa mai departe, părintele trebuie să răspundă până copilul ajunge la majoritate. Și eu sunt absolut de acord. Cercetați părinții că un copil care face un gest de genul ăsta
asta, poate fi și el, de obicei s-a demonstrat că copii sau adulți care fac pedofilie sau fac aceste gesturi, au și ei la rândul lor niște traume. Niciun copil normal... Pe ce vede acasă, aia face și noi în societate. Exact ce vede acasă, face în societate. Un bagaj nesănătos emoțional ca să poată să facă asemenea agresiuni grave. Clar că de undeva, pentru că zeul și zeița sunt mama și tata, ei sunt destul de mici, deci n-au avut timp să absorbă din afară prea mult. Deci clar acasă este o problemă, o mare problemă. Da. Ce la selat, doamna... Au acces la un tip de emisiuni, pentru că părintele iarăși e irresponsabil. Tu trebuie să monitorizezi accesul neîngrădit la internet, unde se poate găsi absolut orice. Dai seama că a văzut lucrurile astea. TikTok, poate vedea orice. Deci ideea este că tu... Eu am băiatul meu are 30 de ani. Mulțumesc. Nu puteți imagina ce traumă a fost pentru mine să nici să nu să-l chinui, că să nu iei ucid personalitatea și să-l și protejez de mediul în care... Pentru că era băiatul lui Tatoiu. Pentru că era băiatul lui Tatoiu. Deci de la 15 ani și Tatoiu era să certa cu toată lumea, da? Era să moară și pe unde... Că Tatoiu... Mulțumim, Cerasela. Deci, odată, de la... Cam de la 8 ani... Imediat. Finalizez imediat. Te rog, cam de la 7-8 ani până pe la 20 și de ani, acum e cu drogurile, părintele trebuie să înțeleagă. Faci un copil, stai drept până trece perioada. Dacă nu o faci, înseamnă că ești irresponsabil. Catinca, vrei să spui ceva și după aia ce rasela finalizează. Vreau să spun că să nu înțeleagă cei care ne privesc că noi zicem de militarizare. Nu, dimpotrivă, că la noi știți cum e, toată lumea și să-l trimite la închisoare, să nu știu ce. Nu, este vorba de reabilitare Unde și de îngrijire, de terapie și de supraveghere, cum spunea. Îți imagina că la școli private e mai bine. Nu e, dimpotrivă, omul dacă plătește, pune niște întrebări pe care nu le-ar pune în mod normal. Dom'le, am plătit, am drepturi. Nu, mai sunt și reguli. Da, Cerasela, ultimele 30 de secunde, te rog. Semnal de alarmă important. Nu vă creșteți copii supuși, soldați, genul. Trebuie să fii copil cu minte, trebuie să mă asculți. Nu le tăiați aripile și creșteți-le încrederea în ei, că atunci vor reacționa atunci când sunt agresați. Adică să nu creștem acasă soldați supuși, copii buni. Să creștem copii siguri de ei. E adevărat. Mulțumesc. O să avem imediat... Noi ca părinți să facem acest lucru. Mulțumesc foarte mult, Cerasela. O să avem și pe Ani Crețu imediat, o altă mamă cu un punct de vedere foarte puternic, care s-a luptat pentru ca copiii să aibă o situație mai bună. Încă o dată, marea vină pentru ce se întâmplă în școala românească, vă spune un om care a fost în Consiliul de Administrație. În școlile astea, că este o școală de cartier de lux, adică nu stai oricine, da? Da. Ieșea părinților. Da, bineînțeles. Dacă poartă pantofi de 1000 de euro, da? Și poșeta de 3000, are impresia că profesorul și învățătorul ăla sunt... E adevărat. Da? Da. Am întâlnit. Și copilul ei, i-am întâlnit o mamă la o deschidere de asta, care avea un copil în clasa 0 și trebuia să treacă peste copii de-a întâia, de-a doua. Bănuiesc că... Am luat-o. Așa. Da. Aproape ca la bătaie, da? Copilul meu! Bă, copii! Copiii sunt egali. Absolut. Averea e a părinților, nu a copilului. Absolut. Da, copiii sunt egali. Dacă tu îți crești copilul că e mai presus de lege, să nu te miri când așa o să te dea în cap la 20 de ani. Sau că la un moment dat, la un moment dat ia o mașină, merge cu 200 la oră și omoară pe cineva. Sau să omoară și el. Drogat. Da. Deci încă o dată, părinții poartă același procent de vină ca statul și societatea. Să nu mai aud părintei că școala e de vină. Nu e adevărat. Nu. Nu e adevărat că numai școala e de vină. Nu numai școala e de vină. Experiența mea și ca părinte și... Și bănuiesc că poți să ne confirmi faptul că grupurile de părinți sunt cel mai mare coșmar care există pe această planetă. Deci am văzut niște discuții de mămici. Noroc am scăpat de chestia asta. De astea care au terminat liceul prin 91-92, au intrat la facultate cu X și 0, au făcut o afacere, se duc în Dubai la plajă iarna, își cumpără
nu știu de care, și are impresia că profesorul și învățătorul da. Trebuie să fie spălător de vasele. Așa e. Așa și corporatismul, să știți că le mai aduce foarte multă frustrare pentru anumiți oameni și copiii vin cu niște date și cu un tupeu și, și o modalitate greșită de a pune problema. Ani Crețu alături de noi, după cum am spus, o mamă care s-a bătut pentru ca un copil să aibă condiții mai bune din punct de vedere al sănătății și care lucrează la un teatru care are ca țintă, public țintă copiii, și o mamă. Și vreau să te întreb dacă vreodată bijuteria ta de băiat a avut o problemă cu bullying-ul și ce faci tu? Sau ce trebuie, crezi că trebuie făcut? Bună ziua, Cristi! Bună ziua, doamnelor! Bună ziua! Mi-ai pus mai multe întrebări dintr-o dată. Pe rând! Pe rând. Bineînțeles că făcând parte din sistemul de stat, da? Dar deși deci nu am copil la privat ca să pot să mă pronunț, dar și acolo am auzit că sunt situații. Ca mamă de copil de la școala de stat, n-ai cum să nu treci prin așa ceva. Și da, am trecut, nu din clasa 0, ci după ce a trecut perioada aceea cu stăm acasă și școală online, a fost, impactul a fost foarte dur. Și culmea că, uite, am scris un spectacol, l-am și regizat, în care tema este bullying. Am zis, nu știu, cred că sunt câteva blesteme în viața mea, de trebuie să mă apuc pe rând de ele. În ceea ce vorbește lupta pentru copil și bijuteria mea, este în sufletul meu bijuterie, pentru că pe el nu l-am făcut să simtă o bijuterie, pentru că dacă s-ar simți un diamant, ceilalți ce ar mai fi? Niște pietre de umplutură? Și cred că de fapt aici este problema, de felul în care ne validăm copiii cu încredere în ei, dar cum îi creăm ca niște conopide expandate în raport cu ceilalți, dacă ei se simt buricul pământului și că au toate drepturile. Corect. Nimeni n-are drept mai presus de celălalt și cred că problema pleacă din două direcții, dacă vorbim despre subiectul tău de astăzi. Unu, și nu știu dacă asta este ordinea neapărat, noi părinții. Doi, sistemul de învățământ, care așa ar trebui să se numească, nu sistem de educație, că noi nu avem educație în România, noi avem un sistem de învățământ care șchiopătează, un sistem de învățământ care de acolo pleacă cu violență emoțională și, dacă vrei, îți și detaliezi, atâta timp cât în țara asta performanțele copiilor noștri sunt pe banii noștri și nu performanțele de la clasă cu profesori titularizați de 5, dar cu pretenții de 10. Da, pretenții la copiilor de la clasă de 10, în condițiile în care i-a luat examen cu 5, cu 6 și cu 7. Media oricărui copil din clasa profesorului îl reprezintă pe profesor, din punctul meu de vedere. Și nu spun degeaba, am atâtea exemple. Atâta timp cât la clasa a patra deja ne pregătim copiii de liceele, nu știu care, de matematică, cu meditații, frate, păi înseamnă că școala, ținem acasă, facem homeschooling și plătim meditații. Dacă îl duci la școală, după care mai bagi într-o altă școală, ăla nu este sistem de educație, este orice altceva. Și atunci problema pleacă și dintr-o parte și din cealaltă. Felul în care noi ne raportăm la, și mă refer la învățător, pentru că Adan este a patra, cum vorbim în raport cu copilul despre învățătorul de la clasă, care trebuie să aibă autoritate în clasă și autoritate peste colectivul de părinți. Dacă profesorul spune, sau învățătorul, toți părinții o iau la dreapta, noi trebuie să o luăm la dreapta. Dacă școala spune copiii trebuie să vină în uniformă, copiii trebuie să vină în uniformă. Știți că problemele de bullying pleacă și de la haine? Se întorc etichetele la școală să vadă de la ce brand au copiii hainele. Și mașina cu care vine la școală. Așa este. Mașina da, cu dacă care se întoarce eticheta, vă dați seama. Păi copiii ajung să se dea șmecher la școală pe banii părinților. Copiii să se dea șmecher când vor fi adulți și vor avea ei performanțe și palmares. Și asta pleacă, vă spun, încă o dată, de la încurajarea pe care școala o perpetuează, pentru că nu ia nicio măsură, pentru că legea s-a modificat și școala nu mai are măsură de coerciție împotriva elevului care... Păi te sunt copii la Dan în școală, înțepați cu foarfeca, copilul meu a fost strâns de gât, mușcat, i-am luat certificat medico-legal. Și s-a făcut ce? Păi dacă ți-aș trimite numai prin screen-ul, Cristi, din mail-urile pe care le-am trimis directoare, audiențele, și n-am făcut nimic. Doamnă, nu prea și regulamentul și... Deci, doamna Tatoiu, ne știm foarte bine. Puteți să spuneți, Ani, nu mai spuneți, doamna, deci, că mă face să mă simt... Deci, încă o dată, ascultați-mă, n-are putere. Deci dacă părintele, deci așa cum au ieșit organizația asta elevilor din Constanța, apărută din ea, ei au numai drepturi. Profesorul și învățătorul, da, sunt unii care nu călcap întotdeauna, dar învățătorul ăla care are 20-30 de ani de activitate. Eu am, cum era doamna care s-a pensionat, că eram, doamne, ce, cum venea,
dar n-are nicio putere, că vine mama care lucrează la banca nu știu care sau tata care lucrează nu știu ce minister, cu o falcă în cer și deci, îi tratează pe profesori și pe învățători și pe aia care sunt cu disciplina, cu cere, cum eram și eu, mi se spunea Cruela, da? Dar toți copiii mei au intrat la facultate și au fost oameni și acum au 40-50 de ani, da? Deci încă o dată, regula trebuie să se schimbe. Se numește parentingul modern, doamna Tatoiu, care a creat această sifiliticeală. Și eu sunt mamă cu liceul terminat, auzeam o parte din discuția dumneavoastră mai devreme, 93, dar consider sunteți că în procentul ăla de 20, bunicul, de bunica mea care m-a crescut o olteancă de la țară cu 4 clase făcute la FF cu caprele, cu principii sănătoase, am încercat să le transmit copiilor. Dar vreau să vă spun, copilul meu vine și spune, mama, școala este o junglă și trebuie încet încet să mă adaptez. Păi și unde este greșeala? La felul că eu am încercat să-l educ după asemănarea mea, cu valori și cu principii. Face un sport de contact și niciodată n-a lovit pe nimeni, ba chiar n-a reacționat, da. L-a înjurat, l-a așa și a dar spus. Dar încă o dată, să înțelegeți că nu e o problemă a școlii de stat. Fiul meu a fost 13 ani la școala americană. Deci încă eu dată. Nu știu că nu am copilul acolo. Și vreau să vă spun, ascultați-mă. Deci pentru că părinții nu se duceau la întâlnirile cu părinții, cu directorul, nu socializau, că nu e genul meu, da? Eu am plătit niște bani, ți-l dau să mi-l și mi-e dă-l vină, da? La un moment dat a fost lovit în spate de un băiat, unui tip care era mai bogat decât măsa, adică decât mine. 5 minute a fost inconștient, școala nu m-a anunțat. Incredibil. Și imaginați-vă că firma unde lucram plătea 18.000 de euro pe lună. Da? Deci despre ce vorbim? Așa este. Da? Deci nu e vorba de bani. Este vorba despre instituții. Deci sunt școli private în... Ascultați-vă, sunt școli private, știu câteva să nu facem reclamă aici, nu. În care lucrurile sunt impecabile. E ordine, da? Ordine, da. Disciplină. Unde sunt mai puțini copii. Și sunt astea cu aere de parteneri, uzine. Am crezut că vă referiți la droguri. Nu, cu nasul pe sus, da? Unde vine ambasadorul, vine nu știu care și nu știu ce și dacă tu te bagi în față și lucrezi în mare... Deci avocatul nu știu care, prim-ministru nu știu care, Banca Națională. Deci e aceeași mizerie. Da. Dacă tu, părinte, nu faci sluji în fața grupului care conduce, ești fiul ploi. Da. Mulțumim, Ani, pentru intervenție. Sper să ne reauzim cu bine cu alte proiecte. Trebuie să luăm publicitate în acest segment sănătate orar. Sănătate tuturor vă doresc. Mulțumim foarte mult. Rămânem după pauză cu o concluzie și cu altă mărturie cu doamna Tatoiu și cu Catinca. Faceți ceva cu copiii noștri pentru că se duce totul de râpă. Da. Doamnelor și domnilor, suntem împreună cu doamna Tatoiu, Catinca Roman. Vom mai avea o mamă care povestește despre agresiunea suferită de copilul ei. Acolo sunt situații foarte serioase. Fiind într-un sat, e vorba despre Amalia Belantoni, care la belciugatele descoperă că este o luptă ca Vestul Sălbatic. O să vedeți imediat. Până atunci însă am rugat pe colegele mele să-mi ofere câteva informații despre violență în școli. Pur și simplu este nesfârșită lista de conflicte, de bătăi, de directori și profesori amenințați. Ba la Galați, ba la Iași, ba la Bistrița. Prin urmare, nu vorbim despre un caz. Dom'le, am descoperit că s-a întâmplat ceva la școala Titulescu. Vai! Este vârful unei piramide de violență și vă gândiți-vă că copiii ăștia o să cam trăiască în țară cu noi. Gândește-te cât are salariul un profesor la școală? Cât are, doamna Tatoiu? Spuneți-mi asta. Un începător, că ziceam că trebuie să vină, că vin de ăștia cu 5. Păi ăla de 10 se duce, lucrează într-o multinațională și ia 1.500-2.000 de euro pe lună, da? E adevărat. Că te duci pe 2.500-3.000 să-și bată joc părinții de tine. Cine face chestia asta? Cine face chestia asta? Nu reușesc că n-ai tăi părți. Dar, domnule, apucă-te și creează un sistem de salarizare. Da, are dreptate. Competitiv. Dar de ce să mă duc eu să-mi bată joc de mine o draslă de... sinecurist? Da. Pe 2000 și ceva de lei, după ce eu termin facultatea și am stat 3 ani. Da, e un cer vicios. Deci nu de se fapt. Poate. Deci, din acest motiv, de exemplu, în zona de învățământ primar, nici nu prea mai avem profesori. Deci, că nu, stai o secundă. Știi ce se întâmplă? Că m-am interesat. Vin foarte mulți profesori
pensionari se întorc la, catedră, da? Că și pensiile sunt mici, că au salarii mici, și ăia, într-adevăr, mai fac. Să ai noroc de o învățătoare de 60 de ani care se întoarce, care știe meserie, trebuie să-l apuci pe Dumnezeu de un picior. E adevărat, e adevărat. Sau o educatoare ca lumea. Așa este. Decât o țâși-bâși de asta de... cu fusta până la punct, care ne-a povestit tot. Recunosc că învățătorul, băiatul meu, un om cu păr alb în cap, domnul Trandafir în persoană. Păi, deci domnul, asta e... Domnul George. Da, să dai peste o învățătoare care zice... Da, bine, să nu, să nu generalizăm, pentru că... Da, eu am listă cu nume. Da. Persoane importante. Da? Da. Deci eu, martie, faceți-o asta, eu vreau un inel de nu știu care și... Da, da. Și se știe în școală. A, nu, serios? Da. La nivelul ăsta persoană importantă. În corelații cu showbiz-ul, da? Am dovada, da? Și nu se întâmplă nimic. Bine că am scăpat. Dar stai, poți să fii bunică. O, da. Welcome to the club. E adevărat. E, mai e puțin, Calina. Dar nu se știe niciodată. Încă are alte plane. 25 aproape. Al meu 30 e? E bine. Da. Fată frumoasă, băiat talentat. A, nu, al meu are una frumoasă, n-am văzut-o, dar ce că e frumoasă. N-ați văzut-o pe Calina, este superbă. Da? Calina? Da. E a mea, absolut, dar poți să fii frumoasă. Superb. Deci, doamnelor și domnilor, dincolo de aceste discuții foarte frumoase între mame, vă readucem aminte și pentru 2-3 minute intră alături de noi Amalia Belantoni, care, mutându-se împreună cu familia ei la Belciugatele pentru a face o fermă, pentru a crea lucruri de foarte bună calitate, a ajuns ca, până la urmă, direcția pentru protecția copilului să vină la ea acasă, numai unui conflict în care a fost angrenat și copilul ei, și acolo este un conflict în care autoritățile locale au foarte multe răspunsuri de dat, chiar dacă noi i-am contactat și nu ne-a răspuns nimeni. Amalia, ce facem? La ce te-ai gândit când ai văzut această poveste de la Școala Titulescu? Păi haideți să vă spun, în calitate de profesor, această agresiune pleacă de la faptul că am denunțat hărțuirea și agresiunea pe care fiul meu a suferit-o la școala din comuna Belciugatele anul trecut, și practic această profesoară a dat vir cu fugiții și ulterior s-a aliat cu dușmanul meu de acolo declarat, șeful de post. Nu voi intra în detalii pentru că este cunoscut la nivel național în urma petițiilor și tuturor activităților pe care le-am făcut chiar și în fața Ministerului Afacerilor de Interne. Practic am înțeles că se cam apropie alegerile și oamenii sunt plătiți pentru a face diverse activități. Ceea ce nu este corect, în schimb, este ca o femeie să fie bătută, să mi se dea trei pumni la coaste, să fiu strangulată de șarfă, să mi se spargă două căni în cap, să fiu târâtă peste tot și prin tot câmpul, și atunci când soțul meu și familia mea să vină să mă să mă apere, să mă protejeze, ei să fie incriminați ca și cei care de fapt ar fi cu violență. Adică este o absurditate în România, fraților. Nu există așa ceva în nicio altă societate civilă a Uniunii Europene. Nu uitați că și noi femeile avem drepturi egale ca surorile noastre din Italia, Franța, unde în momentul acesta acest agresor ar fi fost închis, după care ar trebui să-și demonstreze nevinovăția lui. Pentru acest lucru să știți că militez pentru respectarea drepturilor la nivel de Uniunea Europeană pentru toate femeile românce care au aceste probleme. Iar direcția de protecție a copilului să vină să-ți spună că copiii tăi nu pot sta într-un mediu în care tu ai fost agresată, asta este un abuz din partea acestor autorități și aș dori Ministerului Familiei să se ridice și să ia poziție față de aceste informații pe care, doamnă directoare, până în momentul de față nici mie nu mi-a dat un răspuns. De ce, cum și în ce fel? La fel cum primărie din această comună nu mi-a dat niciodată vreun răspuns la toate sesizările mele, la fel cum poliția și inspectoratul județean Călăraș nu mi-au dat un răspuns la toate plângerile mele, peste 80 de plângeri de amenințare și de hărțuire pe care le-am depus, care sunt în continuare în sertar. De asemenea, vreau frumos să nu uitați faptul că eu am adus în atenția presei faptul că acolo la mine în sat există un trafic de droguri și aceste lucruri au fost denunțate și la DIICOT și la DNA și
la agenția împotriva combaterea împotriva distribuirii drogurilor, da? Și aș vrea să întreb, cum pot eu, o femeie, să ies pe stradă, să mă duc să-mi desfășor viața de zi cu zi, atunci când sunt agresată doar pentru că li s-a dat un ordin? Este de neconceput ca într-o societate civilă, repet, a Uniunii Europene, în care există cod roșu în alte țări, în speță cel din Italia, împotriva feminicidului, în care o femeie doar la simplul telefon că se află în pericol sau care o temere asupra individului care este în fața ei, acesta este imediat săltat. Numai la noi în România îți vine protecția copilului ca să-ți ia copilul, să nu care cumva să cadă și el prada acestui individ. Deci vă dați seama în ce hal de degradare instituțională am ajuns, în care protejăm infractorul și nu victima. Vreau să înțeleg ce veți face voi, autoritățile din România, ca să protejați femeile. Ce veți face voi în caz de violență în familie, pe stradă, oriunde, dacă nu sunteți în stare să ne protejați copiii, nici măcar în aceste instituții, și dacă ne luați copiii atunci când considerați că noi am fi mamele în pericol. Asta nu este un stat de drept, asta nu este România în care eu îmi doresc să trăiesc. Prefer să mă întorc în Italia, soțului meu, unde acolo femeia are drepturi. Și nu văd de ce noi, româncele, nu am avea aceleași drepturi. Mulțumesc foarte mult, Amalia, pentru intervenție. Instituțiile statului, pe care noi le plătim cu o groază de bani, cu taxe și impozite tot mai mari, nu funcționează. Nu. Legi avem. Instituțiile să le aplice. Implementarea lor este problema. Da, aici, din punctul ăsta de vedere, acum 20 de ani avea dreptate Cristian Popescu, contesta sau nu, când a zis, domnule, că există o disoluție a autorității. Există autoritate, există instituții, există legi, dar ce fac? Deci, moneda aia de un leu, sau de 2 sau de 5, da? Are două fețe. Pe una scrie un leu, care înseamnă drepturi, și pe cealaltă este tema, care înseamnă responsabilități. O monedă cu o singură față este o monedă cu care nu cumperi nimic decât haos. Democrația înseamnă drepturi și responsabilități. Responsabilități la noi, stere. Bun. Ultimul minut vreau de la dumneavoastră, doamnelor. Ia zi, bărbate, ai făcut ceva? E doamna Tatoiu? Eu și acum salivez de la ultima dată. Dacă vreți ceva dulce, da, atunci nu era sigur, mai era un domn. Ce anume? O halva de casă din Susan. Nu. Și fructe confiate. Am scărbit 2 kg de când. Uite, dacă vedeți, avem niște ardei. Nu sunt decât de vreo 3 săptămâni. Pentru dietă. Găsim ceva și pentru doamna Tatoiu. Stai liniștit. Nu. Doamna Tatoiu, nimeni nu pleacă de la emisiune. Un măr ne dați? Nu, aveți răbdare. Doamnelor, concluzie în legătură cu ceea ce am vorbit și până la urmă ce se va afla? Că iar este enervam pe începutul, deci icebergul. Noi am văzut vârful. Da. Titanicul educației, României educate, se va scufunda încet și trist, vorba bancului cu Itzik și... Exact, încet și trist să fie, da. În următorii 2-3 ani de zile. Iar declarația de acum că Europa va fi o Europa a tehnologiei, da? Cu niște analfabeți funcționali, o să fie o Europa zero. Sunt perfect de acord, nu știu ce să mai completez. Sunt perfect de acord cu doamna Tatoiu. Cred că de-abia încep problemele. Așa. Din toate punctele de vedere, inclusiv la noi, chestia cu violența și cu drogurile sunt deja un flagel. Și noi vedem doar începutul. Așa. Și problema... Puneți-mă pe mine, șefă, la Ministerul de Interne sau la Educație. Așa, 6 luni. Și mai este o problemă, atât încheie, exact ce vorbeam mai devreme, nu există niciun fel de suport, nici pentru una, nici pentru cealaltă. Da. Doamnelor și domnilor, întâmplător sau nu, continuăm acum cu un interviu pe care astăzi redactoriștii l-au luat, Erica Isaac, care cântă celebra piesă Macarena. Hai să vedem cine este fata asta. Pe doamna Tatoiu au luat-o transpirațiile, că ia, rece, cald. Hai să o vedem. Poate doamna Tatoiu mai rămâne, că vrea să le zică. Hai să vedem. Cuerpo.
alegria Macarena. Dansează fetele, nu înțeleg care-i problema. S-a trezit Mirel din turnul măgurele. Să ne facă educație, fa. Voi aveți probleme. Cum te simți? Ești în culmea succesului. Mă simt foarte bine, mă bucur de tot ceea ce mi se întâmplă. Încerc să rămân cât mai ancorată la realitate, pentru că sunt atât de multe lucruri de făcut și oameni de vorbit cu și așa mai departe, încât mă deconectez și nu mă pot opri o secundă să realizez, bă, bucură-te puțin, știi? Adică chiar am uitat în ultimele zile să mă bucur foarte mult. Ai răspuns astăzi unui șir întreg de întrebări. Mm-hmm. O să te întreb și eu despre mesajul acestei piese, controversate. Care? Macarena sau femeie în Parlament? Macarena. Macarena. Bă, mesajul mi se pare destul de clar. Mi se pare că l-a înțeles toată lumea în fond, chiar și cine nu a dorit să se vadă că l-a înțeles. Și da, este despre o realitate în care trăim, este despre abuz, hărțuire și așa mai departe. Și l-am pus acolo să-l vadă toată lumea. Tu te-ai confruntat cu așa ceva? Da, într-un fel sau altul, da. Noi toate femeile, cred că ne putem pune 98%, îmi permit să spun, de acord, că am trecut prin minim una o formă de abuz sau de hărțuire, minim una. Pentru că ai spus că jumătate te reprezintă pe tine, jumătate pe femeile din România, da. Și totuși multe n-au înțeles. Femeile din lume. Da, păi multe n-au înțeles, poate pentru că, nu știu, se confruntă cu niște conflicte interioare, poate pur și simplu nu vor să realizeze că poate nu sunt atât de fericite cum vor de fapt să pară. Cine știe, sunt atât de multe motive pentru care oamenii nu vor să accepte piesa asta. Dar nu ne bate în capul cu ei, ne bate în capul cu cei care au înțeles-o, au primit-o și au simțit-o. Și despre cealaltă piesă, uite, colegii au, da, au remarcat că și ai spus că ești acolo în chiloți. De ce? Da, pentru că îmi stă bine. 1. 2. Pentru că nu contează cum sunt îmbrăcată, pentru că am lucruri de spus. 3. Pentru că nu este cazul să sexualizăm femeia, indiferent de cum este îmbrăcată. Femeia trebuie sexualizată atunci când își dorește să o facă. Și anume, la momentul intim dintre doi oameni care fac dulce dragoste, dacă vrei. În rest, nu cred că este cazul și eu încerc să evidențiez asta cât mai mult. În chiloți transmit un mesaj social foarte important. Și la Macarena dezbrăcată am transmis un mesaj social foarte important. Deci ne putem pune de acord că nu contează cum ești îmbrăcat, atât timp cât ai ceva de spus. De ce ai ales aceste teme? Mulți te-au întrebat dacă este o strategie de marketing. Nu e o strategie de marketing. Îmi vine să vă omite de fiecare dată când aud mizeria asta, pentru că așa o văd. Le scot pentru că simt, pentru că așa sunt ca om, poate sunt eu mai empatică, nu știu, nu vreau să mă lau, nu vreau să-mi atribui singură niște complimente care poate nici măcar nu sunt adevărate, dar pur și simplu așa am simțit, așa simt mereu să scriu ce îmi vine. Faptul că piesele astea au mers, nici măcar nu-i datorită mie, pentru că am scos și piese cu mesaj comercial care n-au nicio legătură cu niciun aspect social. Faptul că au mers astea nici măcar nu-i vina mea. Cum e asta o strategie de marketing? Că nu e prima mea piesă sau a doua. Am mai scos câteva, mai multe înainte. Ai reușit să enervezi masculii României. Ăsta e unul din titluri. Cum comentezi acest lucru? Păi mă bucur că i-am enervat. Ce să zic? Păi nu te plictisești când stai foarte mult. Așa, să stai prea mult cu mintea limpede și senină. E devine plictisitor. Nu mai bine vine cineva, te mai pistonează, te mai scoate din monotonie. Uite, am venit eu. Cum e asta cu bărbatul are voie, femeia n-are voie? Ce vreau să spun? Da, se numește dublu standard. Faptul că de la început, de când suntem copii, de foarte multe generații încoace, de sute de ani, dintotdeauna, dacă mă întreb pe mine, femeia are voie să facă anumite chestii, bărbatul în schimb poate să facă orice. Este o gândire și o preconcepție care sper pe cât posibil să se schimbe cât mai curând, iar eu personal lupt pentru chestia asta, adică mesajele mele toate sunt despre a elimina acest concept de dublu standard. Stau în chiloți, în jur, mă bat, de diverse, adică ce se poate. O ultimă întrebare. Ce au spus părinții tăi și apropiații tăi despre toată această campanie a ta? Părinții mei sunt foarte mândri, sunt și opinia care contează cel mai mult. Sunt foarte mândri, mama mea e foarte mândră, tatăl meu e foarte mândru, sunt foarte suportiv, mă susțin foarte mult, doar se îngrijorează legat de sănătatea mea psihică, în vedere că când intri în atenția publicului la nivelul ăsta, toată lumea are păreri și le e frică cumva să nu mă afecteze cum mi s-a întâmplat să mă afecteze în trecut. Dar sunt foarte mândri de mine și sunt foarte fericită. Bănuiesc că nu te-a afectat sau te-a afectat ceva din comentarii? Nu la nivelul la care ar crede alți oameni. Mă enervează anumite aspecte, dar mă enervează la modul pot să dorm noaptea fără să mă gândesc la asta.
această... Îți mulțumesc și te mai rog un mesaj pentru femei de 8 martie. Le doresc să fie, îmi doresc de fapt să fie fericite, să fie iubite, respectate și să primească flori tot anul, nu numai în martie. Îți mulțumim mult și mult succes în continuare. Mulțumesc din suflet. Fără tine, dragul meu, nu sunt eu. Simona Florescu versus Ioana Dighiseanu la testul mamă-fică. Cum vor face față provocării, aflăm imediat. Pe nedrept uitat în această emisiune, Adrian Salomia își cere drepturile și din acest motiv... A mâncat de-am înnebunit. Dar stați așa, doamna Tatoiu. A mâncat de-am înnebunit. O secundă, ce ați mâncat, doamna Tatoiu? Domnul Adrian? Eu am mâncat ceva cu susan. Așa? Am mâncat ceva cu susan, ceva cu niște chestii dulci, cu miere. Ce ai aici? Acolo avem o halva făcută cu semințe de susan, fructe confiate și câțiva fulgi de migdale. Cum am ars un pic mai oriental așa astăzi. Eu ador mâncarea orientală. La oricum, iar deci, chestiile astea miros și bărbați orientali care știu să facă cadouri. Da. Cei de deosebire de ai noștri, ei îți fac cadou brățări de aur și nu flori și... Da, este adevărat. Deci asta e problema. Bun, aici, deci au gustat doamnele în unanimitate. Aici avem pita noastră grecească, vom pregăti un suvlaki. Cu largul concurs al doamnei Tatoiu, după cum vedeți. Da. Deci ce are în interior? Făină, apă, drojdie, oregano uscat și puțină sare, nimic mai mult. Și poftă de mâncare. Poftă de mâncare, doamna Tatoiu. Putem gusta, că eu nu mai pot. Putem gusta? Da, eu zic mirosul e... Până când gustați și vedem exact ce s-a întâmplat, doamnelor și domnilor, un moment de magie muzicală. Alături de noi se află Roberta Crintea, pe care îi spun bun venit, bine ați venit. Bine v-am găsit. Avem aici taraful Cantea, doamnelor, ce petrecere am tras, să salutăm pe domnul Stoica, prietenul nostru, Gruia Stoica. Nebunie mare, prin urmare echipă mare, cântăm live pentru că Roberta Crintea a ales să vă arate forța pieselor ei și a unei trupe senzaționale. Am ales să vin cu băieții ăștia frumoși și talentați. Păi da. Mai ies și eu în evidență cu ei și cu mine. Da. Ne bucurăm pe cei de acasă să ne anunțăm încă o dată faptul că suntem împreună, că facem lucruri faine și acum este prima oară când demonstrăm pe ziua de astăzi. Pe ziua de azi? Cine știe ce mai urmează? Piesă foarte frumoasă, mai vorbim, deci două piese live, senzațională, experiență minunată. Ascultați!
amăgire. Am pierdut să vă spun, bogăția mi-e sufletul bun. Am împărțit doar iubire și-am primit în schimb doar amăgire. Am pierdut să vă spun, bogăția mi-e sufletul bun. Doamnelor și domnilor, foarte frumos, doamnelor și domnilor, Roberta Crintea, o apariție foarte fresh, altfel mămică de copil de câți ani? 27, băi, băiatule, foarte frumos, bravo, bunică mâine, poimine? Suntem deja. Doamne, iartă-mă. Avem și altul pe lume. Așa arată bunicile din ziua de azi. Mai avem o bunică pe care o știți deja, legendară, nu, orice, dar numai bunică nu-ți vine să-i spui. Simona Florescu vine alături de noi. Foarte frumos. Păi, la nuntă. Da? Nuntă. Când? În iunie. Vă așteptăm. Băiatul? Ne trecem, da, da? Băiatul, da. Băiatul, da? Da. O secundă, avem de-a face cu o mamă de băiat. Cum este? Da. E bine? A ales bine băiatul, da? A ales bine, Doamne ajută. Eu sunt o soacră bună. Da? Nu zic eu, știu eu că sunt, că m-am educat. Așa? M-am educat să fiu bună pentru că sunt femeie și pentru că este inteligent să fii bine cu Nora, nu cu foarte băiatul. Așa, în altă și Nora să fie bine cu mama băiatul, soacră. Nu, cu băiatul să fie bine. Cu mine nu trebuie să fie bine nimeni, ea trebuie să fie bine cu el. Da. Și totul este ok. Da. În altă ordine de idei, avem proiecte noi. Foarte bine. Aduc o piesă, o Roberta Crintea reinventată cu Taraful Candea. Da. Urmează o piesă pe care noi credem că o să revoluționăm cu ea. Opa, da. Pentru că am transmis acum folclor și aducem un folclor din ziua de astăzi, pentru că Alexandru este un instrumentist extrem de talentat și o să facem altceva. Foarte frumos. Aducem și un spectacol nou la Pitești, pe 23 mai, tot cu Taraful Candea, cu Doina Gorjului. O să facem lucruri frumoase. E foarte bine, doamnelor și domnilor. Deci despre Taraful Candea aș putea spune că domnul Bregovici a adunat piesele alea ca să le cânte ei. Sunt absolut fenomenal. Începe treaba, se oprește după 2 ore că lumea deja leșină de la dans. Am asistat cum ar fi, așa că Crintea și cu Candea fac am o... Am ales bine? Da, da, da. Crintea și cu Candea fac o echipă foarte bună. Dacă v-am invitat la masă, domnul, văd că doamnele sunt trup și suflet alături de tine. Am început să facem schimb de rețete, domne, aici. Catinca, Catinca, e da. Ok să se numească Taraful ăsta Crintea? Crintea? Da. Catinca, Crintea și cu Candea. Dar nu înțeleg, dar ei sunt ei, tu când soltenește, deci da, te-ați venit da și ați cucerit Timișoara. Da. Da? Că te uiți în stânga, în dreapta, dai din 3, dai de 2 olteni. Da. Iar voi veniți de la Bacău, nu? Da. Așa. Voi unde vă duceți? Că voi nu veniți la Timișoara. Ei nu pleacă acasă. După aia putem să vă explicăm noi unde da, se duc ei, de da? Ce? Că Bacău este capitala economică a Moldovei. Doamnelor și domnilor, gata, treaba e bună. Roberta Crintea și Taraful Candea, încă o piesă pentru dumneavoastră, mai avem multe să vă arătăm. Bombă! Să auzim! Să-ți dau au, au, neică, of și dor. Ori mă iubești, ori să mor. Are neica gură dulce, vine seara să mă culce. Și ce voiesc eu în pace. Are neica o camura, mă-mbracă pupa-i-aș gura, mă-mbată și mă trezește ca el nimic.
iubește. Au, au, neică și arau, vino gurița să-ți dau. Au, au, neică, of și dor, ori mă iubești, ori să mor. Cred că m-am îmbolnăvit și nu este doctorie, lea cu bolii să-mi știe. De când m-am îndrăgostit, cred că m-am îmbolnăvit și nu este doctorie, lea cu bolii să-mi știe. Au, au, neică și erau, vină gurița să-ți dau. Au, au, neică, op și dor, ori mă iubești, ori să mor. Au, au, neică și erau, vină gurița să-ți dau. Au, au, mulțumim foarte mult, Roberta Crintea, Tara Fucantea, merge mai departe la bucătărie, lucrurile evoluează, așa îmi place, domnule, când e studioul plin. Doamna Tatoiu gătește, Catinca gustă, Ioana este aici alături de mine, Simona este alături de mine și frumoasa Anastasia. Bun găsit, doamnelor! Câte doamne am eu aici, cum să mă descurc, să nu mă rătăcesc? Bine te-am găsit! Bun! Bine te-am găsit! Bine ați venit, o să avem un test absolut adorabil, o să cântăm, o să vedem ce face. Pe de altă parte, avem, uite și doamna Tatoiu și poate și voi o să ascultați cu foarte mare interes. Avem o exclusivitate, pentru că acum intră alături de noi și am vrea să știm ce se mai întâmplă cu fica Ronei Harder. Rinda, sora Ronei, se află alături de noi, de peste mări și țări. O salută, îi mulțumesc foarte mult că intră alături de noi, să rămână. Bună ziua! Pentru noi... pentru noi mâine e o zi complicată, pentru că pe 9 martie Rona s-a născut. În aceeași zi cu mine, noi am sărbătorit o aniversare împreună și uite chiar acum când ar fi fost ziua ei, mulțumesc că Rinda că ești alături de noi. Vreau să te întreb cum sunteți voi și mai ales cum e cea mică, cu atât mai mult cu cât știm că a apărut și tatăl copilului, care mai degrabă ar avea mai multe de plătit decât de crescut copilul. Da, cum suntem noi, ce să zic, e greu, normal că greu la apropierea zilei care ar fi fost ziua de naștere a Ronei. Și eu și fratele meu dăm slujbe, deci o să fim la biserică pe 9 martie pentru a ne ruga pentru sufletul ei. Și asta, mâine în Franța o să fac o memorare pentru Ronald, artiștii cu care a cântat și regizor de film, și asta o să ducă în Paris să facă o comemorare a Ronei. O să o facă mâine, deci în Paris, se cheamă Roda for Corona. Și mă bucur că fratele meu o să poată să meargă la acest spectacol. De fapt, nu e ca un spectacol în sine, dar foarte multă lume o să vină să zică lucruri despre ea, o să-și aducă aminte despre ea, o să și cânte din piesele ei. Și fratele meu o să meargă chiar cu fata, că și ea vrea să fie prezentă la acest eveniment. Deci o să fie amândoi acolo la Paris mâine. Dar în rest e greu, fata e bine totuși cu mama și cu fratele meu Reon. Sunt împreună în casa Ronei în Toulon. Și fratele meu e ca un tată pentru cea mică, o ajută, o duce unde are nevoie, o ia de unde are nevoie, îi plătește toate alea, că așa e, așa suntem noi, așa am fost obișnuiți să fim toți trei legați.
Rinda, îți mulțumim foarte mult. Vreau să sper că reușim după aceste momente care nu sunt ușoare pentru voi să ne reauzim și să mai povestim despre Rona. Îți mulțumesc pentru această intervenție. Am vrut să fac această intervenție înaintea Ronei cu toată prietenia care ne-a legat. Fiți tari și îți mulțumesc foarte mult că ai intrat și suntem alături de voi și de cea mică care trebuie să crească sănătos. Mulțumim foarte mult! Da. Mulțumesc frumos și eu și vă doresc o zi bună. Mulțumim foarte mult. După pauză, doamnelor și domnilor, avem trei doamne și domnișoare și toate trei aici, plus doamna Tatoiu și Catinca. O să avem aici o întrebare pentru îngerașul din dotare. Stați cu noi! Doamnelor și domnilor, Anastasia intră în forță. O avem, vedem pe Anastasia. Vine un coace, îngerașule. Deci, întrebarea este foarte simplă. Pe cine moștenește Anastasia? Pe Simona? Clar. Pe Ioana? E clar. Nu mai vorbim de Dichi. Deci avem aici, doamnelor și domnilor, un... Deci, bravo! Tu așa frumos, că ai mai cântat singurică? Ai mai cântat cu mami. Ești tare, nu? Da. O să vă rog, dacă mai avem un microfon, ca să fie trei microfoane, da, vă rog, ziceți. Să ne spună ce
compune textul acestei melodii. Pentru că ea așa a ales întâi melodia, fără să știe. Ia, o secundă, o secundă. Păi, da, mai avem vreun microfon, ceva? Așa, dă-i te rog, Simonei, și după aceea mai facem noi. Scuză-mă, te rog să repeți. Așa, așa. A, că nu merge microfonul ăsta. Da. Să ne spună textul, ce înseamnă textul, cum se traduce textul acestei melodii, pentru că ea, singurică, și-a ales melodia, i-a plăcut foarte mult. Ia uzi, dragă. Singură și-a ales-o și să cânte în limba albaneză. Albaneză e? Da, a fost reprezentanta la Eurovision a Albaniei anul trecut. Ce tare! Și noi am urmărit Eurovisionul ca de fiecare dată și ea s-a îndrăgostit de această piesă. Cum ai făcut, Anastasia? Explică-ți mie. Și vrem să-ți spunem în exclusivitate că a luat legătura și cu interpreta melodiei. Ce drăguț! Printr-o cunoștință de-a lui Adi. Și a plâns de emoții când a auzit-o pe Anastasia. Cum a fost, Anastasia? Te rog. Păi a fost emoționant. Ți-a plăcut. Am înțeles că și doamna care cântă piesa asta, când te-a auzit și când te-a văzut ce grozav cânt, s-a emoționat și i-a plăcut foarte tare, nu? Da. Dar cum te-ai îndrăgostit tocmai de piesa asta? Ce ți-a plăcut ție așa la ea? Că e o piesă așa puternică, știi? Nu e o piesă simplă pentru un copil. Mi-a plăcut cum sună, cum... Așa este. Cred că și ritmul i-a plăcut foarte mult. Trebuie să știți că Anastasia este și foarte bună dansatoare pe ritmuri orientale, dar asta nu e pentru... Am primit o filmare clasificată de la Simona. Ce mi-a trimis Simona rămâne între noi doi, adică nu e niciun fel de problemă, dar cea mică este o figură mare. O să vedeți dumneavoastră când va fi... Bravo! 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 Da? Mulțumesc! Bine! Acum, am o întrebare pentru tine. Uite, Simona e foarte emoționată și este foarte bine. Da. Bun. Am câteva întrebări pentru tine și după aceea bunica. Simona și Ioana, nu pot să zic bunic. Uitați-vă și dumneavoastră, probă de bunică. Asta e realitatea, sunt bunică. Da. Ce o face pe mami fericită? Păi, cred că când o îmbrățișez și îi spun că o iubesc. Ce vorbești, bă? Așa e, s-a terminat. Ea e mai departe. Mea. Ce-o mai supără din când în când pe mami? Cine o supără, dragă, pe mami? Și ce faci? Când? Când nu-ți strângi lucrurile. Aia, da. Dar aici seamănă cu bunica, că și bunica era la fel. Dacă mami ar fi un personaj dintr-o carte, poți să o asemeni așa cu un personaj sau dintr-un film, ceva așa, pe mami? Da. Cine este mami? Pocahontas. Foarte tare. Și eu cine sunt? Mai șatenă, mai bronzată. Așa. Și eu? Tu ești Rapunzel. Ce drăguț! Mie îmi place cenușăreasa. Rapunzel i-a dat cu tigaia în cap prințului când a venit. E adevărat. Trebuie să-ți mai lași părul mai lung, că nu corespunzi foarte tare. Așa este. Bun, mai departe. La ce lucruri mami este foarte pricepută? Păi... să cânte. Da, asta știm. Și altceva, ce mai face mami grozav așa? Să cânte. Să cânte. Și Simona? Și eu? Să cânte. Să se îmbrace și să cânte. Ai văzut, bravo, bravo. Care este lucrul cel mai drăguț pe care îl faci tu împreună cu mami, dar și cu Simona? Păi cu mami ne place să facem puzzle-uri și să colorăm. Bravo. Și cu Simona? Să ne uităm la filme și să mâncăm popcorn. Bravo. Absolut adorabil. Bun. De câte ori îți spune mami pe zi te iubesc?
mie de ori. Genial. Și Simona? Ia, hai, hai, pupă, 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 pupă. Oh, ia, așa, absolut adorabil. Bra. Ce nu-i place lui mami să fac? Gândește-te bine, ce nu-mi place să fac? Să? Să gătească. Să gătesc? Ce nu-mi place să fac? Să mă trezesc? Dimineața. A, mai și în cazuri. Să te trezești dimineața? Am uitat. Bravo. Foarte frumos. Doamnelor și domnilor, nu e această întâlnire întâmplătoare, pentru că mâine e ziua femeii, avem trei generații aici, foarte frumos. Mâine, cum veți fi sărbătorite mâine? Mâine muncim, plecăm la Vălenii de Munte și avem petrecere acolo, cântăm. Ah, deci da. recital. Da. Vine și artista alături Anastasia de, cu noi? Vine normal și alături de colegul nostru, George Rotaru. Ah, frumos. Da, prietenul, suntem în gașcă. Foarte bine, foarte frumos. Cânt și tu mâine seară? Nu. Nu, ea dansează. Băi, dacă nu veniți cu buget și pentru Anastasia, nu știu exact. Ba foarte da, are și ea buget. Cum? Păi dar trebuie să aibă buget. Da, de și vara acolo pe litoral are bugetul ei. Mi se pare normal, de ce artistul cântă pe burta goală așa? Sigur că da. Foarte frumos. Ce ați mai făcut? Mai avem 2-3 minute, m-am bucurat. Deci ce l-am lăsat-o pe ea să vorbească, pentru că ne-a cucerit pe toți. Așa. Ce să mai facem? Ne pregătim de festivalul Ion Dichiseanu. Am început așa pregătirile. Este. Bravo, bravo. Da. Și în rest avem evenimente și alergăm pe alergătură. Foarte, pentru foarte un trai mai bun, cum se pentru spune. Pentru un trai mai bun, da. Bravo. Da. Uite, mai vreau să te mai întreb pe tine, Anastasia. Ești mândru de mami, e mândră de mami pentru că... De ce ești tu mândră de mami? Că... Pentru că este mămica mea. Wow! Dar de Simona, pentru că este... Pentru că este bunica mea. Băi, da mă, ne-a cumpărat copilul, gata. Cel mai, care este cel mai important lucru care te-a învățat mami să-l faci? E unul foarte important, eu știu. Da? Să ne șoptească Simona. Când intri în casă, ce-ți spune mami? Să ne spălăm pe mâini. Neapărat, bravo, mami. Și o întreabă, de câte ori să mă spăl, mami? De câte ori trebuie? Că umblă microbii ca nebuni, să știi? Foarte frumos. Anastasia, astăzi a fost despre tine, dracă. Ele au venit ca să te susțină, pentru că astăzi artista și vedeta principal, ceea ce era și normal, adică cât să mai așteptăm, nu? Da? Da? Dacă mai vrei să guși niște mâncărică? Pâinică ceva? Bun? Da? Pentru că te rog frumos, invită-le și pe doamnele care, mă rog, după cum se vede, nu prea mănâncă ele de felul lor, că sunt așa dive. E, nu, am mai avut invitați care arată așa foarte sufireși. De fapt, consumă deci, foarte mult. Suvlachii! Suvlachii l-avem aici, este gata, pieptul a, nostru de pui marinat în iaurt grecesc. Foarte bun, am mâncat. Bun, bun. Cimbrișor, coajă de lămâie, zeamă de lămâie, așa, ulei de măsline, puțin tumeric. Foarte bine. Despre halva am vorbit, a vorbit doamnele. Avem și pâinea noastră de casă, turtele noastre care vor merge cu suvlachii, un sos. Să lăsăm focusul să vorbească. Ioana, Simona, Anastasia, vă pupăm, vă iubim. Mulțumim și noi vă pupăm. Mai așteptăm. Mulțumim. Bravo, Anastasia. Data viitoare nu mai vorbește nimeni numai tu, da? Mulțumim foarte mult. Trei generații absolut superbe. La mulți ani lor, la mulți ani dumneavoastră, domnilor. Mâine ediție specială de 8 martie. O să vedeți despre ce e vorba. Rămâneți cu colegii de la Focus. Program disponibil pe primaplay.ro.